Pentru a da startul unui nou an școlar, alături de elevi, părinți și profesori, au fost prezenți la școlile și liceele din Alba Iulia oameni politici și reprezentanți ai autorităților locale și județene. La Școala Generală Avram Iancu din Alba Iulia, instituție de învățământ care în 5 ani și-a dublat numărul de elevi, ajungând în prezent la peste 630, curtea a fost plină. Cum aștepta să fie noul an școlar la Școala Avram Iancu din Alba Iulia? Evident mai bun decât cel de anul trecut, care și acela a fost un an foarte bun pentru noi. Ne-am pregătit, totul este în ordine, sălile sunt curate, părinții, copiii au venit înspre noi încât am dublat numărul de elevi față de 2009 și cu întregul corp profesoral, cu siguranță, vom depune toate eforturile ca să ne bucurăm de succes școlar la sfârșit de an. Venirea noului an școlar a fost întâmpinată cu entuziasm. Te bucuri că a început școala astăzi? Da. De ce? Că mă întâlnesc cu colegii mei și că mi-a fost dor de doamna învățătoare. Mi-am tot dorit să încep școala, că îmi place la cămin deloc. Te bucuri sau nu că a început astăzi anul școlar? Mă bucur. Îmi poți spune de ce? Că am așteptat toată ziua să citesc. Anul școlar 2014-2015 va avea 177 de zile de curs și 34 de zile de vacanță.